Se pare că șirul evenimentelor rutiere neplăcute continuă la Megidia. Sâmbătă 8 iulie s-a produs un accident rutier în sensul giratoriu din zona Brărie. Din primele cercetări se pare că șoferul care venea de pe strada Albinelor nu a acordat prioritatea autoturismului deja pătruns în sensul giratoriu. Sensul giratoriu din zona Berărie din municipiul Medgidia a devenit o intersecție foarte periculoasă. În ultimul timp, tot mai multe accidente au loc în această zonă din cauza neatenției, a neacordării de prioritate sau a vitezei excesive. Sâmbătă, în jurul orei 16, s-a petrecut un alt accident rutier pe fondul neacordării de prioritate, în care au fost implicate două autoturisme. La data de 8 iulie 2017, biroul rutier Medgidia a fost sesizat cu privire la producerea unui accident de circulație la intersecția Bulevardului Independenței cu strada Albinelor, la intersecția cu sensul giratoriu. În urma deplasării la fața locului, echipa de cercetare a constatat faptul că accidentul de circulație s-a produs între două autovehicule, pe fondul nerespectării priorității de trecere la circulația în sensul giratoriu, în care au fost implicate un autoturism Dacia Logan și un autoturism Ford Focus. În urma acestui accident de circulație au rezultat 5 persoane vătămate ușor. Ce ar trebui să se facă pentru a evita accidentele? În primul rând trebuie adaptată viteza de deplasare în intersecții. 4 persoane au rămas încarcerate în urma acestui grav accident de circulație. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța și a fost solicitată și intervenția pompierilor de la descarcerare. Victimele au fost transportate inițial la Spitalul Municipal Medgidia, iar apoi au fost transferate la Spitalul Județean Constanța. Victime cu traumatisme ușoare, conștiente, stabile, mă refer la traumatisme cranii și membre superioare și inferioare. Intersecțiile sunt locuri periculoase pentru toți șoferii. Oamenii legii ne recomandă păstrarea autovehiculului în stare bună de funcționare, respectarea vitezei recomandate, dar și utilizarea centurii de siguranță pe toată perioada deplasării.